Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine ați venit la cel de-al doilea video din Minecraft. Haideți să vedem ce se întâmplă, ce se întâmplă. Păi am mai încercat să filmez și s-a întâmplat o chestie destul de interesantă. Ce s-a întâmplat? Mă duc eu frumos, știți? Și bat niște oi, găsesc eu 3 oi. Iau eu o bucată de lână, wow, perfect. Și ajung eu aici. Ajung eu aici, am pun un crafting table. Și zic, bă, ce se întâmplă, că am doar o bucată de lână. Mă duc să caut că a retardatul prin... prin pădure niște oi. Desigur că nu mai erau niciunele, deci erau doar 3. Și când mă uit în inventar, opa, mai avem 2 bucăți de-astea. Eu am crezut că albe, oile erau albe, nu erau gri. De unde iese lână gri din oi albe? Necuratul știe. Și am dat cel mai mare fail video ăla, așa că facem altul. Revenim. Mă, nu știu dacă așa e rețeta și nu știu dacă merge cu 2 bucăți să merge. Nu. Stați așa. Bad, bad, da, de bad, așa se scrie bad. Bad. Da. Deci era luna deasupra. Deci, modul ăsta... Sper că merge. Modul ăsta știu destul de mult, spun eu. Hai să spargem niște de asta. Da, e ok. Modul ăsta chiar îmi place. Să punem patul în caz că mai vin moștii să nu mai stau să ne bade în care tardații. Deci, sper că v-a plăcut primul video, a fost destul de... Mie unul nu mi-a plăcut, deci sincer. Nu mi-a plăcut pentru că a fost dezordonat. La început să mă bat cu mobii noaptea pentru că nu aveam pat și mi-am luat și bătaia. La un moment dat am făcut sapă în loc de... am făcut sapă în loc de... De. În loc de sabie. Și foarte ciudat. Păi, ce avem de făcut? Avem să stupăm pe aici cu dirt, ceea ce voi face în episoadele viitoare. Am făcut pat. Să vedem, avem aici niște dirt, deci să începem să acoperim cu ce avem. Găurile astea sunt infernale. Hop, hop, hop. Ia să vedem. Despre ce să mai vorbim, despre ce să mai vorbim. Păi, uite, în primul rând... Bă, să nu cazi, să nu... Opa! Are 5 viață asta. Bă, băiatule, ți-ți place mâncarea? Vrei fân pe ăsta? Îți place? Desigur, cred că îi dau și un cartof ceva de asta putrezită să moară. Nu. Să punem niște dirt pe aici. Satul ăsta chiar o să-l refac, să fie totul ok. Dar nu am dirt, se pare. Haideți să... Da. La un moment dat făcusem eu niște torțe, au 4 torțe. Uite aici. 32 de torțe și mă duceam la minerit. Aveam aici un turnocop de... Aveam de piatră? Am pierdut? L-am spart pe mobi în primul episod. Haideți să... uite, avem și pe aici unde stăm. Facem rapidos un turnocop. Și mergem un pic la minerit. Ce vreau eu? Păi vreau să mergem să... Ia, punem aici. Nu, punem aici. Mă oprisem data trecută din minerit deoarece era întuneric și nu... Da, vreau să mă uit de charcoal. Charcoal prin arderea lemnului, da. Deci eram dreptate. Ne-am oprit pentru că nu aveam torțe și nu se vedea și era destul de ciudat. Ce, se vede galbenă lumina de la asta. Foarte interesant. Cred că deja vă plictisiți aici prin mine, mai ales eu vorbind chestii interesante. Un lucru care nu-mi place este... cel puțin care mă deranjează este microfonul. Wow. Ia stați o secundă să dăm brightness mai mic. Da. Sunt foarte șmecher. Și brightness-ul era deja pe minimum. Incredibil. Să vedem ce se întâmplă pe aici. Da, spuneam că nu mă deranjează, că mă deranjează un lucru, mă deranjează microfonul pentru că doar ce să fac chiar mai multă lumină decât credeam eu. Mă deranjează microfonul deoarece și fiindcă se aude când dau click. Deci e un sunet infernal, nu știu dacă l-auziți. Eu încerc să stau cu mouse-ul mai departe, dar nu știu dacă merge. E decizie pur și simplu infernal sunetul ăsta de mouse. Haideți, lăsăm asta așa. Pac. Deja e noapte, deci mă să mă culc.
Wow, ce întuneric era pe jos. Ia să punem niște torțe pe aici sau să-ți mai spawneze. Mamă, poate cad în groapă, știți că episodul trecut am căzut, nu? Ia să punem niște... Iar, fiți atenți că nu mai găsesc patul. Unde l-am pus? L-am pus patul. Bă, nu pe tine. Bă, nu am pus aici patul? A, uite-l. Perfect, patul ăsta e incredibil. Oh my... Ce a fost asta? What the... Oh. Ați văzut, nu? Doamne. Deci să te tot culci afară. Da. Păi ce puteți să vă acceptați lui de la Rafael? Oricum. E, chiar îmi place modul ăsta smart moving pentru faptul că mă lasă să fug cât vreau. Adică de asta și voi fug și nu-mi scade din hunger meter. Deci nicio problemă, avem aici un nou, poate spawnăm și noi o găină. Bă, nu mai mie puteți să mi se întâmple așa ceva să mă trezesc și să bubuie creeperul. Și mă campau când mă trezesc. Bine că am pus waypoint-ul, care nu mai văd. Mă, uite-l. Bine că am pus waypoint-ul la sat, că dacă nu era mâncat acum. Mai știa naiba să aia pe aici. Prin pădure. Pac, deci. Deci. Nu știu, e tare ciudat. Abia acum încerc să mă acomodez. Destul de ciudat. Stai că nu merge. Ea merge pe aici, merge. Foarte tare modul ăsta smart moving pentru că pot să mă cater pe tot felul de chestii. Ce ziceam? Ziceam că abia încep să mă acomodez cu filmatul, abia încep să mă bat cu filmatul pentru că asta fac eu de la un timp încoace. Adică ajungi la un moment dat în care pur și simplu te simți ciudat când filmezi. După aia începi să te obișnuiești cu ideea, iar apoi pur și simplu începi chiar să faci videouri ok și pe care lumea să le aprecieze. Știu că voi, adică eu sper să apreciați videourile care le fac, dar totuși nu prea cred. Păi normal, că așa și erau destule găuri și să mai umplu și pe aici. Eu sper că apreciați cât de cât videourile mele, fiind un începător. Nu știu nici ce să fac prea multe. Băi, acum gândim economic, nu? Luăm toate astea după aici. Toate chestiile nefolositoare și punem direct pe aici, așa. Adevărat, acum auziți un sunet infernal de mouse. Dar nu am ce să-i fac, pentru că mouse-ul meu ieftin de 500 de mii. Știe să facă și sunete. Să facă, să scoată. Bă, eu te fac strifer sau cum să numesc chestiile astea. Genial. Haideți să umplem pe aici cu dirt, că și așa n-aveam ce face, nu? Hop, trebuie să ne face și o lopată. Aș vrea un enchantment table, dar nu mai am dirt. Să punem patul. De fapt, știi ce? Luăm asta. Și ne cărăm de aici, eu nu mai stau. Deci statul ăsta e plin de găuri, de monștri. Nu mai... Opa, sărim pe aici. Poate mai muream iar, că era minunat. What? Ok, s-a fost vântul. Acum te pomeni că e și Minecraft-ul scary. Ce facem în continuare? Ce facem? Păi, avem crafting table-ul ăsta, intrăm înapoi în casă, poate ne sperie iar. Ia. Nu. Acum merge. Haideți să facem două sticuri. Și în sfârșit, acum suntem experți, știm să facem o lopată. Sau să facem două lopate. Facem două lopeți pentru că am chef să astup toate chestiile astea după aici, tot nisip, doamne, tot dirt-ul. Mergem undeva mai încolo să facem o gaură. Dar unde? Nu știu, mergem și de pe aici. Hop, aici prin junglă. Hai mă. Spargem și noi pe aici ce apucăm. Hai să vedem. Nu prea am plăcut. 0, 2, 2. E ok.
Aș fi vrut să facem un enchantment table, să-mi enchantez prostia asta de lopată și apoi să încep să spar, dar se pare că deja cer prea multe pentru al doilea episod. Sper că v-a plăcut primul episod. Nu știu, e destul de ok, dar încă, după cum am zis, încerc să mă acomodez cu ideea asta de filma, de de a mă înregistra în timp ce mă joc, pentru că n-am mai făcut-o niciodată și cred că și voi, dacă ați încerca, ați vedea ce ciudat mă simt eu. Bine, nu aș face cine știe ce, dar totuși e un pic ciudat să vorbești singur în fața calculatorului. Hai să punem asta așa. E un pic ciudat să vorbești singur, dar cred că te acomodezi. Ne acomodăm cu ideea asta. Cred că mulți dintre voi au așteptat. Hopa, lag. Nu. Nu-mi place lagul. Mulți dintre voi ați tot așteptat să pun video, nu știu ce zicea lumea. Hai, mă, mai pui video, hai, azi odată. Dar eu n-aveam calculator, aveam tot pe la vechi, care eu... Deci dacă puneam doar shader, după cum știți, filmatul cred că cere de două ori mai mult. Deci, odată te joci normal, iar a doua oară când filmezi e ca și cum te-ai mai juca încă o dată în același timp. Ceva gen. Iar pe calculatorul mai la vechi și Minecraft-ul normal mi se mișca în lag. Deci dacă băgam shader deja lua foc. Ce să mai, nu mai vorbim de chestii de-astea. Ia să vedem. Ne ducem și noi cu două stacuri. De fapt, deja avem două stacuri. Hai, ne ducem cu trei stacuri să acoperim pe acolo. Face și noi, bă, eu nu mai văzut în viața mea, adică bine, n-am jucat mult mai greu, dar să fie spart așa pe acolo, sincer, n-am mai văzut. Să fie așa spart, adică chiar mă gândeam, bă, oare că este și un village, ceva când încep seria, am zis, fie ce-o fi, nici n-am pus seed, n-am pus nimic, am dat random. Și cu urmea că am văzut și village-ul ăla, haideți să mergem înapoi, să punem niște. Bă, dar mi-au murit toți, cred că au murit toți village-ului, eu îl fac degeaba. Ia, bă, sunt curios dacă mai trăiește unul. Îl fac pentru mine, așa, la mișto. Ia, mă, ia. Mai e vreun în viață, bă, mai ești, mă. Oh, oh, ia uite-l pe Gog. Stai singur. Ce-i fac eu ăla, cum îl mut eu pe ăla de acolo? Aia, poate eu să... După ce îl fac să spawnez niște villager pe aici. Nu, e urât așa, singur. Ia, îl salvăm pe ăsta. Bă, Google, dar cum să-l salveze? Ieși, bă, nu! Bă, nu te omori, nebunule! Ia că vrea să fie salvare, bă. Ieși, eu vin după ta. Vino, mă, încoace. Nebunule. Hai, vino cu a. Vino! Îi fac eu scară ăsta, urcă. Urci, mă. Urcă ăsta pe scară. Nu am nicio idee. Ia-te-l ăsta. Ia, uitați-vă la el. L-am salvat pe... l-am salvat pe Gog. Bă, a murit! Unde? Ai, bă, stai numai în grup, intră. Stai, intră numai în grup. Ia stupăm după aia și vedem că nu stau să-l îngrijesc eu pe ăsta. Oprim pe aici cum putem. O să mai pun eu eventual niște graver sau ceva în gen. Uite, deci exact despre asta vorbeam. Sunetul ăsta e infernal de la mouse și chiar mă enervează. Dar uitați câta groapa, oare. Hai, mă. Mă gândeam la un moment dat să-mi iau niște căști. Dar... deci asta dacă vine așa... Băi, eu am ceva să pun câte una deasupra. Mă gândeam la un moment dat să-mi iau niște căști pentru că... biroul meu e tare ciudat și nu merge să pun tastatura pe birou cum ar veni. Adică am ceva sub el special pentru tastatură. Microfonul țin deasupra tastaturii sau și tastatura și mouse-ul și excelent. Ia să acoperim negurica asta de aici și mă apă. Oh! Doamne, nu mai găurica. Deci urăsc găurile astea.
Sper că nu se aude foarte tare. Deja am ajuns undeva la 15 minute cu episodul. Haideți să acoperim gaura asta și ne vedem în episodul următor. Dar să mai facem ceva. Ce să zicem? Nu știu, dar n-am nicio idee. Deci când filmez, pur și simplu mi se duc toate ideile de filmat. De filmat, da, sau de spus. Pur și simplu. Deci nu am ceva gen, ok, ce mai zic acum? Nu știu, n-am nicio idee. Dar presupun că pe parcurs totul devine ok și nu mai sunt așa șmecher. Seria asta așa va fi una intermediară, nu știu, eu chiar vreau să joc ceva cu moduri, ceva în care să ne distrugem creierul, care să mă mai și gândesc, pur și simplu să pun niște blocuri ca acum. Ia să vedem cum facem aici. Pac, 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 pac. Ia. Hap, 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 hap. Vine noaptea, vine noaptea, vine noaptea. Bun, hai în casă. Cred că am filmat undeva la 15 minute. Asta este și cu cel de-al doilea episod, video, cum vreți voi să-l numiți. Și ne vedem pe data viitoare.